Cuvioși, părinți și frați, iubiți credincioși, ieri am avut sărbătoarea cea mare intrării Maicii Domnului în biserică și pe Sfinții Părinți, Ioachim și Ana, i-am cunoscut ca fiind săraci și neavând în jurul lor mai nimic, nici măcar prunci nu aveau, dar prin rugăciune au dovedit-o pe Fecioara Maria, rugându-se, au dovedit-o pe cea aleasă, pe cea care s-a făcut împărăteasa a cerului și a pământului, pe cea care s-a făcut chivos sfințit, dar dumnezeiesc. Și deci au primit un dar de la Dumnezeu. Și ce au făcut cu acel dar? L-au adus apoi și l-au închinat lui Dumnezeu. Deci s-au îmbogățit în Dumnezeu. Au dobândit prunci, au dobândit o pruncă și a adus-o înaintea lui Dumnezeu. Răspunsul la Evanghelia și la ceea ce Biserica ne-a pus în fața noastră în ziua de astăzi este acesta. Primim să știm să ne îmbogățim și în Dumnezeu. Primim dar, să știm să dăm dăruitorului. Să știm să întoarcem către dăruitor. Așa cum Sfinții Părinți Ioachim și Ana au întors și au adus lui Dumnezeu. Și s-au îmbogățit și ei. Căci noi toți nu trebuie să punem accentul pe valoarea aceasta a trupului. Deci am auzit în Evanghelie spunând că așa pățește tot omul care nu se îmbogățește în Dumnezeu. De fapt, bogatul din Evanghelia de astăzi a amestecat sufletul cu trupul. Sufletul ai multe bunătăți, mănâncă, bea, veselește-te. Le-a amestecat. Și am auzit cuvântul Evangheliei sentința ce s-a dat. Căci un astfel de om, dacă nu se îmbogățește în Dumnezeu, pățește în felul acesta. Ei bine, noi, dragii mei, să știm să ne îmbogățim în Dumnezeu. Apostolul ce s-a citit astăzi a făcut referire la lumină și la întuneric, la lumina care trebuie să fie într noi. Sufletul îmbogățit, sufletul înnoit, se așează în Dumnezeu. Și este cunoscut de Dumnezeu. Și este văzut de Dumnezeu. Omul care se înnoiește pe sine, nu se poate înnoi altfel decât mai cu seamă prin fapta cea bună, prin milostenie, prin dragoste. Absolut toți știm că dragostea merge cu noi în veșnicie. E bine, atunci când avem, și știm să dăm, și dacă dăm cu drag, cu drag Dumnezeu primește. Căci El a spus, niciun pahar cu apă nu va fi trecut cu vederea. De aceea, ținând cont de învățătura Bisericii din totdeauna, sfatul Bisericii, cuvântul Bisericii de astăzi, cu ce ne ducem noi acasă, este aceasta, să ne silim, să ne îmbogățim în Dumnezeu. Și ce avem, să nu ne lipim inima. Pe cum a făcut bogatul, să nu ne lipim inima. Și cu mulțumire, deci dacă este, citim în continuare din Epistola către Efeseni, căci Apostolul Pericop acesta a citit astăzi în biserică, din capitolul 5, versetele 9 până la 18-19. În versetul 19 se vorbește de acum despre bogăția cea untrică. Vorbiți între voi în psalmi, în laude și în cântări domnicești. Iar versetul următor, 20, spune mulțumind lui Dumnezeu și lăudându-L pe El. Ei, dragii mei, aici este cheia. Să știm să fim recunoscători dăruitorului, să știm
să mulțim darul primit, să știm, să mulțumim Părintelui Ceresc pentru toate câte ne-a dat și ne le dă nouă. Căci frumusețea unui om este atunci când el se așează într-o lumină. Iar lumină este Evanghelia. Lumină este Evanghelia din interior. Împlinirea poruncilor. Împlinirea cuvântului lui Dumnezeu. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca lumină să fim, pace să fim, bucurie să fim, nădejde să dăm, încredere, împurtare de grijă ale Dumnezeu, să oferim celor din jur, mângâiere duhovnicească, alinare sufletească, să știm să dăm, căci aceasta este în mod deosebit bogăția cea frumoasă. Să întoarcem dăruitorului, adică Părintelui Ceresc, ceea ce El nouă ne-a dăruit, înmulțit și înmiit. Căci talentul, înmulțirea talentului, tocmai în această constă. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu, la toți, amin. În mod ușor, cu folos, cu încredere în continuare, în purtare de grijă ale Dumnezeu și să ne țilim prin spovedanie, prin spovedanie sinceră, prin mărturisirea păcatelor sinceră a noastră, prin rugăciune neîncetată, prin smerenie, prin cumințenie, prin tăcere și neosândire, vă îndemn și vă rog, și vă rog stăruitor, păziți tăcerea, nu vorba multă, harul și fapta cea bună nu fac zgomot. A spus lucrul acesta de multe ori. Și să rețineți harul lui Dumnezeu, darurile Duhului Celui Preasfânt, nu fac zgomot. Acolo unde este zgomot, acolo lipsește ceva. Adică nu trebuie să trâmbițăm, ci în tăcere, în discreție, să citim la Psaltire, să ne rugăm pentru cei ce au trebuință de rugăciune. Și nu uitați, legat de rugăciune, acel cuvânt de la Sfântul Ioan Scăraru. Rugăciunea este susținătoarea întregii lumi. Auziți? E susținătoarea întregii lumi. Așa cum atunci când iei în mână o carte sau un obiect anume, mâna ta îl susține, sau, cum ați văzut, am făcut aici o bisericire. Acel prunc a dus la Sfântul Altar. L-am susținut pe palmele noastre. Așa este și rugăciunea. Rugăciunea susține lumea. Cu cât ne vom fi, cu câtă lume mai mult se va ruga, cu atât va fi mai bine. Căci am auzit în apostol, vremurile sunt grele. Și dacă atunci erau grele, au doar dacă ar fi trăit apostolul până acum și ar fi văzut ce se întâmplă și ce este în lume, ce ar fi zis. Deci avem atâtea semnale că păcatul grăbește și răpește timpul lui Dumnezeu. Timpul lui Dumnezeu este timpul dat nouă pentru pocăință, pentru petrecere frumoasă duhovnicească. Dar păcatul grăbește și scurtează acest timp al lui Dumnezeu. Să ne ajute Dumnezeu ca să fim găsiți în timpul lui Dumnezeu. Lucrăm fapta cea bună, căci aceasta va deschide ușa milostivirii lui Dumnezeu. Amin.